Bună seara, bine ați venit, bine v-am găsit, bine v-am regăsit, pentru că, uitați, au trecut 2 ani de zile, 2 ani de când nu ne-am mai văzut în același loc împreună. Au fost 2 ani destul de complicați, pentru că de atunci această arca a sportului românesc pe care dumneavoastră aici o reprezentați în mare parte, a trebuit să străbată nu un potop, ci mai multe. Acum 2 ani, dacă vă mai aduceți aminte, cei care erați atunci, în introducerea galei, am spus că există un invitat special care străbătea adunarea de la acea vreme, strecurându-se printre toți și zâmbind fiecăruia. Se numea Speranța, Speranța într-un succes la Jocurile Olimpice 2020. În loc de asta, lumea s-a închis în fața pandemiei și sportul odată cu ea. E bine, de 2 ani am învățat noi, cei din generațiile care nu cunoscuseră nici pandemia, nici conflictele, nici suflul războaielor. Cei din aceste generații au cunoscut sau au recunoscut ce înseamnă cu adevărat speranța. Speranța aceea simplă, fără ghirlande, fără visuri cosmice. Speranța nu neapărat de a fi primul, ci pur și simplu de a fi. Unii ar putea spune că în aceste vremuri complicate pe care le trăim, sportul își pierde relevanță. Dimpotrivă, spune că niciodată nu e mai important ca acum, pentru că sportul realmente e un motiv de fericire când poate să existe în zilele de astăzi. Pentru că acolo unde el există cu adevărat, nu pot fi nici pandemii, nici războaie. Atunci când doi sau mai mulți oameni se întrec într-o arenă, e bine, înseamnă că nu există niciun război în preajma acestei competiții și nu poate să existe niciun fel de altă confruntare. Din păcate și reciproca e valabilă, după cum am văzut, iar cei care aleg războiul se pun în afara sportului. Sportul e cel mai mare răsfăț pe care și-l permite umanitatea în acest moment. E dovada, dacă vreți, că știe să-și pună testosteronul și visurile de mărire în altă parte decât într-un tank. Suntem aici împreună la Gala Trofeelor Alexandrion 2022, cea mai mare adunare, atenție, cea mai mare adunare de acest fel din România, pentru a-i sărbători pe campionii unui an nebun, cu jocuri olimpice reprogramate, decalate, cu retrageri de băieți și fete care au făcut istorie pentru sportul nostru, cu performanțe ale unor oameni speciali și cu tineri care promit. Vreau să le mulțumesc gazdelor noastre pentru consecvența cu care se ocupă ca elita sportului românesc să-și țină anual marea ei sărbătoare, așa cum este cea de astăzi. Cea în care își recunoaște vârfurile și o să mai spun o dată, așa cum am spus-o de-a lungul anilor, România s-a definit de-a lungul vremurilor prin sport și sportul, de asemenea, este o foarte bună definiție a României. Atenție la această echivalență. Bine ar fi ca acest adevăr să răzbată cât mai des și cât mai sus. Cei mai buni sportivi ai României în 2021, cei pe care îi veți vedea aici, alături de mine, au fost desemnați prin voturile redacțiilor a aproape 30 de instituții media online, tipărite, radio și TV. Ca în fiecare an, primii 10 vor fi onorați pe această scenă. Nu vrem să facem un clasament strict, pentru că, într-un fel, e greu comparabilă performanța, fiecare medalie, fiecare reușită este importantă în felul ei. Vor fi premiați de asemenea unii dintre cei pe care pariem pentru ziua de mâine în secțiunea Speranțe. Și acum, în deschiderea galei Trofeelor Alexandrion, îl invit în fața dumneavoastră pe domnul Nawaf Salameh, președintele Fundației Alexandrion. Domnul președinte, vă rog. Nu mai suntem într-o sală, așa că drumurile sunt un pic mai lungi. Bună seara! Ai spus totul, n-ai lăsat nimic pentru mine. Mă bucur foarte mult că după 2 ani de zile, chiar și după 2 săptămâni de când COVID-ul a fugit din România și nu mai există aici și să nu mai vină niciodată înapoi, nici la noi, nici în altă parte, ne bucurăm că ne întoarcem la tradiții care ne reprezintă, să continuăm să ne bucurăm an de an ca o sărbătoare. Vă felicit ca sportivii care ne faceți bucuroși. În aceste momente
foarte tragice care se întâmplă chiar la vama noastră cu săraca țara Ucraina. Noi aici suntem să arătăm că e o națiune puternică prin sportivii ei care sunt ambasadori și cel mai bun ambasador care poate să aibă o națiune e sportivii. Așa că vă felicit și vă mulțumesc că ne faceți mândri fiecare zi și oriunde în acest pământ. Mulțumesc! Mulțumim, dar să rămâneți alături de noi, pentru că mai avem un pic de lucru. Bun, vă puteți imagina Parisul fără turnul Eiffel? Sau, nu știu, Berlinul fără poarta Brandenburg? Roma fără Coloseum, Londra fără Big Ben? E bine, încercați să vă imaginați în aceste vremuri și mai ales în anul care a trecut sportul românesc fără canotaj și o să ajungeți la aceeași lipsă de repere. Cuvintele pe care le voi rosti sunt celebre, sunt cunoscute. El aparține un om care făcea o reverență în fața eroilor aerului după bătălia pentru Anglia. Aduse la nivelul apei, aceste cuvinte sunt la fel de adevărate. Spune așa, niciodată atât de mulți nu au datorat atât de mult celor atât de puțini. Asta spunea Winston Churchill. E bine, niciodată un sport nu a cucerit 3/4 dintre medalele României la o ediție a Jocurilor Olimpice. Fără canotaj am fi rămas cu o singură medalie la Tokyo. Fără canotaj România s-ar fi întors pentru prima oară în istoria sa fără nicio medalie de aur la Jocurile Olimpice, la ediția Jocurilor Olimpice. În această minunată poveste există două fete care fac povestea. Ele sunt reginele sportului pentru că nu e nimeni în acest moment deasupra lor, pentru că au dominat fantastic proba lor din Japonia, pentru că au entuziasmul, am văzut-o acum în aceste momente, prospețimea, valoarea, strălucirea unor suverane ale sportului. Doamnelor și domnilor, campioanele olimpice și continentale în proba de dublu vâsle, Ancuța Bodnar și Simona Radiș. Ele vor fi premiate, domnul Nawaf Salameh, evident. Două fete de aur extraordinare, Ancuța și Simona. E un trofeu, dar sigur că pentru cele două minunate canotoare. Mulțumim foarte mult! Așa arată Everestul sportului românesc, uitați-l. Exact. Și florile, dacă mai e loc, întotdeauna. Bună seara! Bună seara tuturor! Așa spunem. Doresc să încep cu mulțumirile, fiindcă consider că este poate cel mai important lucru. Vă mulțumim pentru acest premiu, vă mulțumim că ne susțineți și că sunteți acolo când avem nevoie și cel mai important, când este nevoie, dar și când nu este nevoie, fiindcă și la bine și la greu trebuie să fim o familie, să ne susținem și doar așa putem să învingem și să ne autodepășim. Spuneți-ne și nou cum ați reușit, poate că ați povestit de 1000 de ori, dar e de fiecare dată o plăcere să reauzim aceste lucruri. Am retrăit cursa de curând, am revăzut-o. N-a fost o cursă, a fost un măcel sportiv pentru celelalte. Cum ați reușit să fiți atât de bune în raport cu celelalte, Ancuța? Bună seara! Pot să spun că și acum am emoții când mă gândesc la cursa noastră. A fost cea mai bună cursa noastră. Am doborât și recordul olimpic în această probă. A fost o cursă grea, chiar dacă nu a apărut, dar noi ne-am antrenat foarte bine ca să putem reprezenta România la cel mai înalt nivel. Secretul pot să spun că este muncă, foarte multă muncă, ambiție, determinare, credință și răbdare. Voi știați că o să fie așa sau v-a surprins și pe voi diferența, felul în care ați dominat cursa, Simona? Noi simțeam că o să fie bine cu un an înaintea Jocurilor, cred. E un sentiment în adâncul sufletului. Simți ce o să fie, ce nu o să fie, dar nu am dat niciodată crezare. Am preferat să rămânem
proptite și atente la ceea ce facem în prezent și în realitate. Un gând la ceva inexistent ar fi putut să ne scoată din ritm și am preferat să ne antrenăm neștiind ce va fi la finalul liniei de sosire. Da, deci aș știu cu un an înainte, acum sau ați simțit, ce simțiți pentru Paris? La fel. Ok, bun. Deci, lucrurile sunt clare. Deja e un aur arbunit pentru Paris. Acum, ca sunteți campioane olimpice, aveți un statut special la antrenamente sau... Nu avem niciun statut special, ne antrenăm la fel, pe Lacma, nu? Chiar suntem mai atente și mai sârguincioase. Ok. La un moment dat a spus că poate că ați fi meritat mai multă atenție un pic după aceste Jocuri Olimpice, poate că alții au parte de mai multă lumină mediatică, s-au mai schimbat lucrurile, Simona? Asta este dificil de spus. Cred că sportivii oricum trebuie să fie scoși în față, arătați lumii, așa cum am auzit și mai devreme, sportivii sunt ambasadorii acestei țări, ei demonstrează că împreună reușesc și astfel ridică numele acestui stat cât mai sus. Este important să îi apreciem pe toți sportivii, să îi ridicăm cât mai sus, e important să respectăm valoarea fiecăruia și în funcție de această valoare să îi îndemnăm pe toți spre un vârf, fiindcă nu putem să creștem dacă nu ne raportăm la cineva mai bun decât noi, nu? Doamna Elisabeta Lipă știe că noi ne raportăm la domnia ei când spun asta. Da, asta într-adevăr e un reper. O să mai vorbim despre... Mulțumim foarte mult, felicitări încă o dată, succes în continuare și da, sunteți o bucurie enormă pentru noi. Sunteți realmente vârful sportului nostru. Mulțumesc mult de tot! Mulțumim! Ancuța și Simona, fetele de aur ale României. Mulțumim domnului Nawaf. Cel mai înalt vârf olimpic românesc este un compus alchimic de bucurie, entuziasm, prietenie, autoironie, determinare, inteligență, muncă și zâmbet. Dacă e să fim mulțumiți azi de ceva, este că dacă nu mai recoltăm la fel de mult aur ca în alte vremuri, cel pe care îl avem, măcar este uman, frumos, destin și deștept. Așa suna o introducere a uneia dintre trofeele galei Alexandrion, de acum 5 ani de zile. Nu trebuie să luați totul la propriu, există și un alt fel de aur decât acela care atârnă de gât și el e reprezentat de suma calităților de mai sus care sunt valabile și astăzi. Există un om de aur cu adevărat în sportul românesc, aplaudat, dar și câteodată contestat pentru lorile de poziție nucleare, un om plin de vorbe deștepte și de vorbe de revoltă, o personalitate care nu încetează să lupte și atunci când iese din arenă. Și o spun și tocmai atunci, de asta o spun cu o strângere de inimă, spre deosebire de mulți campioni, ea a înțeles că sportul este parte din viață, chiar din politică, într-un anumit fel, din lumea în care trăim și că sportivii trebuie să aibă o voce puternică, vie, tocmai pentru că și ei reprezintă România sau mai ales ei. Omul pe care îl veți vedea înaintea noastră a depus armele, dar nu s-a predat. Vreau să cred că asalturile vor continua. Ne va lipsi spada, dar sper niciodată vocea ei, vicecampioană olimpică la Tokyo și după aurul de la Rio, cea mai bună spadasină a lumii în 2021, Ana Maria Brânză Popescu. Premiera va fi făcută de Daniel Crista, primul medaliat european din istoria ciclismului românesc, dublu medaliat cu aur la Cupa Mondială. Bună seara! Bună seara! Mă emoționez când vorbesc despre tine. M-am emoționat eu de această dată. Nu cred, după atâta vreme. Îți mulțumesc pentru această prezentare. Uite, m-am îmbrăcat în argintiu astă seară, ca să rămân la argint, fata de argint. Fata de aur. Aur e la, poate să fie și la frigor. Daniel, poți să fii alături de noi și... să-i îmânesc premiul Anei Maria. Ce moment, ce momente, de fapt, a produs Ana Maria de-a lungul timpului, de-a lungul jocurilor, edițiilor jocurilor olimpice și așa mai departe. Eu tot mă întreb, chiar te-ai retras?
Ultima dată când am verificat, n-am fost la antrenament de dimineață. Cum e? Care e senzația? Când știi că nu mai trebuie să mergi la antrenament, când se închide o lume, se deschide alta? Am realizat de curând că în toată naivitatea mea credeam că sunt pregătită pentru viața de după sport. Și am realizat într-o dimineață că întreaga mea viață am muncit o perioadă determinată de timp pentru un obiectiv. Și asta îmi lipsește acum, obiectivul, când este următoarea competiție pentru mine. Și apoi am stat puțin să discut cu Ana Maria Florentina, știți că eu am o gașcă întreagă, iar obiectivul următor este ca întreaga mea experiență acumulată în sala de scrimă, pe planșele de competiție, să o dau mai departe. Să fiu unul dintre acei oameni care pe mine m-au ajutat să devin un campion, să devin eu un astfel de om pentru micii sportivi care se visează campioni. Îmi doresc mai mult ca orice să văd un micuț din sala de scrimă, care poate nici măcar n-a ajuns încă în sala de scrimă, cum cucerește cele mai înalte podiumuri mondiale. Ai devenit de curând consilierul președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Asta înseamnă că îți vei modera luările de poziție aspre, ferme, când vezi că ceva nu funcționează cum trebuie? Cu siguranță mi-am asumat acest rol de a fi vocea sportivilor și ce încerc să fac acum este să transmit mai departe mesajul sportivilor. Tocmai de aceea, dragi colegi, aflați încă în activitate, orice vă doare, orice probleme aveți, puteți să mi le spuneți și vă asigur că le voi transmite mai departe. Știu cum este să concurezi, cum e să îți lipsească diverse, da? Cum e să trăiești fiecare frustrare în parte. Am trecut prin toate și ce-mi doresc de la mine cel mai mult este să nu uit cum a fost viața de sportiv și să pot să fiu de folos sportivilor pe mai departe. Este o provocare imensă. Tocmai am renunțat la cel mai frumos job. Să fii sportiv, crede-mă, este cel mai frumos loc de muncă pe care îl poți avea. Dar provocarea pe partea administrativă îmi stârnește curiozitatea și știu că am foarte multe de învățat. Sunt un învățăcel acum și sper cât mai curând să vin în fața dumneavoastră cu proiecte pe care îmi doresc să le pun în aplicare și care să fie de folos sportivilor, așa cum spuneam. Dacă te uiți în urmă, ce reții din toată această vastă cariera ta? Am spus-o de multe ori și o să o repet. Nu sunt nimic mai mult decât copilul care a îndrăznit să viseze și a muncit pentru visul lui în fiecare zi până a ajuns să-l împlinească. Și dacă eu am reușit acest lucru, oricine poate să atingă acel vis măresc pe care îl are, doar că da, așa cum spuneau și fetele mai devreme, munca este singura cheie a succesului, indiferent că vorbim de sport sau de alt domeniu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Ana Maria Brânză Popescu, fata de aur și de argint. Și felicitări, Alexandrion! Țin minte că la prima gală la care am fost premiată, spuneam că poate cineva vă fură obicei. Uite că suntem la a șaptea ediție, nu s-a întâmplat, dar noi vă mulțumim că sunteți în continuare alături de sportul românesc. Aș vrea și să spun și Daniel două vorbe, pentru că este și el un medaliat european, este primul și singur medaliat din istoria ciclismului românesc, velodrom, într-o probă europeană. Când te uiți la Ana Maria Brânză Popescu, raportat la tine, la ceea ce înseamnă pentru tine sportul, la duritatea sportului tău, care e exemplul pe care îl iei? În primul rând, nu cred că merit să te premiez. Mă bucur foarte mult când am auzit că eu voi fi acela care îți voi da premiul. Am avut emoții, încă am emoții. Mă bucur. Sportul meu încă e la început în România, dar cu siguranță va crește, am încredere. Sunt foarte mulți sportivi tineri care luptă să ajungă ca și mine, ca și Emil Dima, ca și Grosu, Eduard. Și sunt sigur că vor ajunge chiar peste noi. Mulțumesc foarte mult! Eu îți mulțumesc tare mult și să știi că tu ai avut emoții aici pe scenă. Eu am emoții ori de câte ori urc pe bicicletă. Ceea ce faceți voi acolo este imposibil. Seară bună, oameni buni! Mulțumim, mulțumim! A fost probabil fotografia sportivă anului, după mine cel puțin. Nu era despre vreun gol sub bară sau despre vreun cap splendid la vinclu, un salt, un plonjon, ochi în flăcări sau pumne ai victoriei. Nu era despre pumni, era despre niște palme și niciuna nu era al Will Smith, să știți.
În ziua de astăzi sportul se face mai mult cu creierul decât cu corpul. Să știți că nu sunt vorbele unui șahist. Sunt vorbele unui om care nu se dă în bărci atunci când e vorba să se înhame la muncă și același lucru e valabil și pentru colegul lui. Felul în care a obținut performanța, cei pe care veți vedea imediat aici, o performanță potențată de un antrenor străin, arată acelei părți a sportului nostru care ezită sau nu știe cum să intre în epoca pe care o trăim, calea spre succes. O linie de sosire, un om ridicat într-o barcă și palmele lui, ca după o ședință de tortură medievală, palmele lui și ale colegului, oamenii care au semnat definitiv reîntoarcerea flotilei canotajului masculin românesc pe apele Victoriei. Vicecampionii olimpici de la Tokyo, proba de dublu rame, Marius Cosmiuc și Ciprian Tudosă. Premiul va fi prezentat de doamna Rim Daud, vicepreședintele Fundației Alexandrion, căreia îi spunem la mulți ani, pentru că este ziua domniei sale astăzi, și cred că îi suntem datori înainte de toate, uitați, cu un buchet de flori, la mulți ani, să fii sănătoasă. Premiul pentru cei doi vicecampioni olimpici. Felicitări, felicitări. Marius Cosmiuc și Ciprian Tudosă, care, cum spuneam, au readus din nou canotajul românesc, unii dintre cei care au făcut acest lucru. La un moment dat v-am auzit spunând, că lăsăm orgolile la mal când urcăm în barcă. Cum faceți asta? Că aici, printre noi, e foarte greu. Orgolile sunt de multe ori pe locul întâi. Bună seara, în primul rând. Vă mulțumim pentru această invitație și pentru onoarea de a fi pe această scenă. Cum ai spus, este greu să-ți lași orgoliu pe mal, dar când ai parte de așa un coleg, crede-mă că multe lucruri îți pare imposibile, dar atunci când te urci în barcă, totul pare atât de simplu. Sunt o persoană foarte, foarte orgolioasă, foarte vulcanică, dar cred că de aceea am făcut o echipă atât de bună alături de Marius și a reușit lucruri atât de mărețe împreună. Da. Marius, cum faceți în barcă? Comunicați câteodată? Există momente în care nu sunteți de acord în legătură cu ceva? Bună seara, în primul rând. Da, sunt momente în care nu tot timpul suntem de acord. Poate eu simt barca mai pe parte, el pe cealaltă. Și cum faceți? Comunicăm. Deci comunicarea Okay. Există tot timpul la noi. Prin comunicare reușim să îmbunătățim și să rezolvăm problemele. Foarte frumos. Sunt palmele acelea pe care le știm, pe care le-ai pozat. Acum sigur că acum sunt ok, nu? Palmele de Ciprian. Da, arată bine. Da, era îngrozitoare imaginea, în același timp era și minunată. Nu știu cum e, sentimentele erau amestecate. Cum trăiți cu durerile astea câteodată sau le mai simțiți? Când aveți palmele o rană vie? Da, la început de fiecare sezon, în perioada asta, acum suntem în cantonament în Italia, ne pregătim. Este un început un pic mai dificil, dar știm că aceste momente cumva ne pregătesc pentru ceea ce am trăit la Tokyo, la bucuria de pe podium. Și știi că fiecare kilometru vâslit, fiecare moment îndurat, să spunem așa, merită cu brio și nu oricine poate ajunge acolo sus, așa simplu. Da. Voi ați făcut cursa perfectă în semifinale, dacă mi-aduc bine aminte. A fost un pic prea devreme, aveți un regret, pentru că practic n-ați putut repeta neapărat în finală. Marius. Da, am reușit în semifinale să facem unul dintre cei mai buni timp din ultimii ani. Nu am reușit să facem un timp la fel de bun în finală, dar ne bucurăm că am concurat împotriva campionilor olimpici și multipli medaliați la Olimpiadă. Sunt doi sportivi foarte valoroși și ne bucurăm foarte mult pentru rezultatul obținut. Țin minte, înainte cu o seară de finală, ne-au scris antrenorii pe grup să ne pregătim finaliștii, să ne pregătim echipamentul în caz că vom urca pe podium. Și eram așa entuziasmat când îmi pregăteam acolo echipamentul și parcă atunci tot ce îmi doream era să, ca în următoarea zi, să port acel echipament cu mândrie. Vă proiectați către următoarele jocuri?
olimpice către ce veți putea face acolo, poate un pic mai bine? Cu siguranță, luăm pas cu pas, urmează campionatul european din toamnă, campionatul mondial, apoi calificarea și o să ajungem și la Paris. Mai ales că croații s-au retras din proba asta, concurează în altă probă și acum noi suntem țintele tuturor. Deci, către Paris, cred că urmează și a doua medalie de aur după prima, nu? Foarte frumos. Da, Daud, dacă vreți să spuneți două vorbe pentru, apropo de performanțele acestor oameni pe care îi vedem la televizor, le trăim emoțiile victorilor sau medalilor lor și pe aia vedem aici. Exact, sunt foarte mândră. Îmi place că există în România astfel de oameni care dorește în continuare să scoate numele România în sus și succes în continuare, să fiți întotdeauna din primii loc. Mulțumim foarte mult, felicitări băieți. Aș vrea să mai precizez ceva, dacă se poate. Sigur. Ați spus la început că astăzi este ziua doamnei. Să știți că astăzi este și ziua lui Ciprian Tudose. Oh, la mulți ani. Avem doi sărbătoriți pe scenă. La mulți ani. Perfect. Doar noi suntem în afara aniversărilor astăzi, dar e în regulă, o să vină și vremea noastră. Mulțumesc foarte mult încă o dată, la mulți mulțumesc, ani. Mulțumesc, felicitări, mersi. Perfect. Vă spuneam că această gală nu este doar despre cei consacrați, un sportiv, evident, după cum știți, nu se naște direct campion. Sigur că povestea evoluției oricui reușește expusă după victorii, după medalii, cum am văzut, e interesantă, e pasionantă, dar nimic nu înlocuiește ca suspans secvența de timp în care nimic nu e sigur, în care totul e doar un vis. Când începi să obții performanță în sport, puțin după ce ai învățat practic să înveți să mergi sau să citești, trăiești nu o viață, ci două. Cum se împacă ele, care sunt planurile, cum arată dezvoltarea unui copil intrat pe drumul performanței, e pasionant de aflat pentru că putem astfel avea o privire în interiorul facerii sportului românesc. O invit aici pe una dintre speranțele badmintonului românesc, multiplă medaliată la concursuri naționale și internaționale, Andreea Costache. Trofeul va fi înmânat de un om de la care Andreea are sigur foarte multe de învățat, pentru că a obținut performanța maximă în fotbal, unde e greu să obții performanțe atât de mari, dublul câștigător de Cupa Campionilor Europeni, Mio Drag-Belodedici, care vine alergând, evident. Ar putea să și joace fotbal în continuare, la forma fizică pe care o are. Așadar, Mio Drag, te rog premiera pentru Andreea. Bună seara! Felicitări! Felicitări încă o dată! Felicitări! Ai și diploma acolo, evident. Trofeul pentru speranță. Da, e o speranță. Înseamnă că... Avem speranță, bun. Evident. Avem speranță. Poți să-i lămânesc dacă mai are cum să-l ții. Poți să-l ții, Andreea? Te ajut. Sau îl pui, pune aici. Așa, trebuie să... Să ne obișnuim cu trofeele, cum le ținem, cum le echilibrăm în mână. Spune ceva despre tine, pentru că evident trebuie să aflăm multe. Bună seara, aș vrea să încep cu mulțumirile. Mulțumesc pentru invitație și vreau să mulțumesc Fundația Alexandrion pentru efortul pe care îl depune și pasiunea de care dă dovadă față de sportivii români și să mulțumesc sportivilor mari care creează drumuri, care deschide drumuri pentru copii și aș vrea să mulțumesc clubului din voluntari, domnului antrenor, celor care au avut și au în continuare încredere în mine, celor care sunt alături de mine fizic în această seară, cât și sentimental cu gândul de acasă și să mulțumesc părinților mei care mă susțin. Am un cadou pentru că am văzut efortul pe care îl depune Fundația Alexandrion și E ok. Un cadou? Da. Pentru? Pentru președintele Fundației Alexandrion. Pentru domnul Nawaf Salameh. Domnul Nawaf, sunteți aici, aveți un cadou de primit.
Vreau să te întreb dacă ce mai greu, lucrarea de control la română, la matematică sau un concurs de badminton internațional? Un concurs național, Cupa României. La e mai greu? Nu neapărat, dar am niște emoții. Cum te descurci și cu învățătura și cu sportul, concursurile? Este bine, încerc să fac un echilibru între sport și școală și... Reușești. Da, și bun, reușesc. Domnul președinte al Fundației Alexandrion, domnul Namaf, aveți un premiu de primit, un cadou. Ce-mi drag, mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Este prima oară când cineva vine pe această scenă. Un laureat care mânează un premiu. Vorba un colaborator cu care aproape 25 de ani de zile e lângă mine, mi-a zis, e prima dată când primești un cadou. Zic, da, mă bucur, chiar și la cine? Bravo, mă bucur, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să explic semnificația cadoului. Este un fluturaj de badminton colorat în culorile drapelului României, care înseamnă că vreau să scriu istorie pentru România în badminton. Aul vine atât de la Alexandrion, cât și de la Andreea, iar culorile cu care este colorat aul înseamnă că, fiind culorile curcubeului, înseamnă că totul va fi bine. Ce frumos! Superb! Să știți că ăsta va valora foarte mult, să-l țineți cu grijă. O să-l pun la în birou la mine, exact aceste mesaje care le transmit și eu, că suntem bine, o să fie și foarte bine. Exact. Da? Și trebuie să fim puternici ca să trecem și să ajutăm pe alții. Andreea face, trebuie să spun că face asemenea lucrări. I-am văzut câteva dintre lucrările și... O mai așteptam. E pricepută la așa ceva. Și vreau să zic că este lucrat manual. Da, evident. E făcut de tine. Ca să înțelegem despre ce e vorba. E frumos că avem speranțe. Da, avem speranțe, avem speranțe și că avem talente în multe locuri. Talente, speranțe și trebuie să stăm aproape de ei să-i ajutăm. Un sfat să-i dai, Andrei, bănesc că de la tine poate primi ceva, un îndemn către de carieră. Sfatul trebuie să fie tot timpul pozitivă, să fie veselă și să muncească. Mulțumesc. Să muncească, asta e performanța. Dacă vrei să faci performanță, trebuie să muncești. Trebuie să fii deștept, trebuie să te educi. Trebuie să spune și lucrul ăsta, că aud muncă, da, bine, muncă, că muncă. Cum ne spuneau... Vedem oameni inteligenți, deștepți, care, oameni talentați, oameni care își cultivă talentul, care știu să se educe, care se lasă educați. Cred că e important să spunem și aceste lucruri. Cum ne spuneau nou la Clubul Steaua, noi trebuie să dăm exemplu la ceilalți, să fim exemplu. Așa... Minunat. Că suntem o echipă, eram o echipă bună și trebuie să dăm exemplu la ceilalți. Da, aici e un sport mai degrabă individual, se joacă individual, și în echipă. Da. Tu joci în echipă sau individual? Scuzați-mă, dar tind să o țin cât mai mult pe scenă, pentru că este o minune, Andreea. Joc și în echipă, dar prefer să joc individual, adică îmi place mai mult, pentru că știu că dacă greșesc este doar vina mea. Adică... Poftiți principii, foarte frumos. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Andreea, mulțumesc Mio Drag, felicitări. Baftă în continuare și baftă. Te așteptăm cu medalii internaționale sau în orice caz cu un drum sănătos în viață. Mulțumesc, mulțumesc Andreea. Și eu mulțumesc. Apropo, dacă vă imaginați că e ușor badmintonul, că am mai dat toți cu câte o paletă, să încercați să-l jucați sau să aveți atitudinea corectă. Stați tot timpul cu mâna sus. Eu am încercat la un moment dat, după 2-3 minute îți vine stelaș. Sportul nostru mare, trăiește de ceva vreme, să zicem, în matriarhat. Cele mai mari performanțe, mai ales în istoria ultimilor 10 de ani, aparțin doamnelor și domnișoarelor care s-au dovedit mai rezistente la durere, mai tari psihic, mai însetate de victorie decât partea masculină a performanței românești. Nu o spun eu, asta este realitatea. Deși la ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice, băieții au mai redus din diferență, poate nicăieri discrepanța dintre ei și ele, între trecut și prezent, nu era mai mare decât la canotaj. De la Barcelona 1992, când canotorii au luat toate medalile posibile de aur, argint și bronz, se așternuse o tăcere care parcase orecum bărcile băieților la trena celor ale fetelor. Și dintr-o dată, la Tokyo a fost lumină, și e puțin spus lumină. Cursa care a readus canotajul masculin înapoi în lumea bună a fost una nebună, cu focuri de artificii,
Băieții pe care îi veți vedea au produs un adevărat thriller de Oscar la Jocurile Olimpice. Mai întâi au ratat finala, apoi au revenit în cursa pentru medalii. Au luat cel mai bun start dintre toți în această finală, după care au ieșit pe parcursul final din locurile de podium, pentru ca într-un final, cum vă spuneam, nebun, pe care abia l-aștept, eu cel puțin povestit de ei, să termine la chiar un deget, dar aproape de aur. Doamnelor și domnilor, vicecampionii olimpici în proba de patru rame, Mihăiță, Țigănescu, Mugurel, Semciuc, Florin, Berariu și Cosmin Pascari. Cine n-a venit? Lipsește Cosmin Pascare. Cosmin. Asta, da, Cosmin. O să-mi spuneți voi de ce. Trecem absent. Premiul va fi acordat de, evident, un monument al sportului cu cel mai bogat palmares din istoria canotajului din toate timpurile și președinta Federației Elisabeta Lipă. Doamna Lipă, vă rog. De multe ori v-am spus, dacă... Așa, exact. Dacă puteți să le mânați băieților pe care îi cunoașteți atât de bine aceste diplome și premiile. Încă o dată, există și recompense financiare și mi se pare corect să fie așa, pentru că acești oameni muncesc din greu și asta este o recompensă importantă. Ziceți-mi de cursa aia, că a fost o nebunie, intrau peste alții, era ca o cursă de urmăie de asta din filme. Care vreți la alegere? Puteți să vorbiți și unii peste alții. Noi facem adesea chestiunea asta. În primul rând, bună seara tuturor. Mă simt foarte mândru că sunt aici alături de sportivi și foști sportivi foarte buni, poate cei mai buni din lume, sigur cei mai buni din lume. Ce să spun despre cursa noastră? A fost una totul foarte bună, excelentă. Cursa am făcut exact așa cum ne-am dorit-o noi. Să porniți tare, după aia să o lăsați mai încet. Să ne muiem și după aia să o luăm foarte tare. Da. Le dăm șoc. Ați avut vreo șansă la aur? Vi se pare că ați revenit pe final fabulos. Da, au fost 30 de sutimi între noi și primul loc. Da, da, da. Ei cred că s-au crezut învingători cumva și era cât pe ci să-i luați pe... Dacă mai erau 50 de metri, nu mai erau. Da, asta am mai auzit-o, dacă mai erau 50 de metri. Cum se vede Parisul pentru voi? Pentru că întotdeauna încercăm să vedem dacă se poate mai bine și cum ne proiectăm pentru următoarele jocuri. Asta dintr-un soi de egoism, vă spun, că încercăm, dacă avem ceva, un bun obținut, încercăm să-l proiectăm pe viitor, să nu-l pierdem. Medalia de la Tokyo ne-a dat o mare încredere în noi pentru a munci mai serios, să fim foarte serioși, să avem încredere în noi, să muncim cu mare seriozitate și știm că avem șansa să câștigăm aurul la Paris. Bun, asta este, doamna Lipă, e ca o promisiune, să spunem așa. Voiam să vorbesc cu dumneavoastră pentru că, sigur că noi aici suntem la o festivitate premiere și e important să avem un spirit bun, să ne simțim ridicați, elevați de toate aceste performanțe. Nu putem să uităm că se întâmplă niște lucruri extrem de grave alături de noi. Dumneavoastră v-ați născut la granița între două țări. Da, pe orașul acela, de la Siret, orașul de graniță, despre care acum am auzit mulți dintre noi, n-am fi vrut să auzim în condiția asta, am tot auzit, la granița cu o țară care acum fumegă și sângerează, cotropită într-o acțiune de o agresiune pe care n-am imaginat-o până de curând. Aveți rădăcini ucrainene, de altfel prima medalie olimpică ați obținut-o cu numele de fată, e adevărat, Oleniuc, care este un nume evident cu rezonanțe ucrainiene. Și acum v-ați ocupat ca România să ofere adăpost, sprijin material și sportiv, canotorilor, canoiștilor, înțeleg, din Ucraina, pe care îi găzduiește România. Ar fi trebuit să fie un moment și pentru ei acum, dar înțelegem că drama, tragediile sunt prea mari pentru a veni la o festivitate care, sigur, are un anumit specific. Spuneți-ne totuși un pic de situația asta, pentru că România ajută și e important să știm în ce fel o face și noastră. Vorbim de o bună seară, în primul rând, și mulțumesc și eu pentru această seară minunată, o seară pe care mi-am dorit-o. Abia așteptam, acum că s-au ridicat restricțiile, să ne reîntâlnim, pentru că socializarea înseamnă enorm de mult, ne ajută atât fizic,
fizic și psihic. Acum nu mai știu ce este normalitatea, pentru că trăim niște vremuri în care nu mi-am imaginat că în secolul 21 vorbim de războaie. Și să revin la ce face și sportul românesc pentru sportivii din Ucraina. În această seară trebuiau să fie aici și lotul de caiac canoe al Ucrainei, care a venit de la, din Turcia, Istanbul, am impresia, din cantonament. Acolo i-a prins această nenorocire, n-au mai putut să se întoarcă acasă și au fost cantonați în baza veche, care este baza caiacului canoii. Și au dorit să vină aici, dar le-a fost atât de greu, pentru că și-au pierdut rudele, și-au pierdut părinții, unii dintre ei. Deci este foarte greu, extrem de greu să deschizi gura, să le spui o încurajare, pentru că drama pe care o trăiesc nu poți să o compari cu absolut nimic. Dar sportul românesc, noi cei puțini care mai suntem, încercăm să-i sprijinim cu tot ceea ce putem ca să se prezinte onorabil în competițiile internaționale, pentru că viața merge înainte. Cu greu vor mai ajunge în țara lor și nu mai vorbim de condiții de pregătire pentru un lot olimpic, pentru că printre ei se regăsesc vicecampioni olimpici mondiali. Ucraina este foarte bună în acest sport, caiacul canoe. Au apreciat enorm de mult deschiderea pe care a arătat-o Fundația Alexandrion și le-a părut extrem de rău că nu pot să vină, dar efectiv au zis că nu pot să facă acest pas. Da, bănuiesc că e emoțional foarte complicat. Oricum să le transmiteți încurajările noastre, pentru că bănuiesc că au nevoie și sprijinul, evident, sprijinul noastră și al celor din România, al sportului, bănuiesc că e important să arătăm în asemenea momente. Da. Sunteți un om cu poziții ferme și revendicări vocale, mereu în căutare de mai mult pentru sportul noastră, pentru că sportul noastră dă mult, nu doar caută mult, dă mult. Care mai e situația acum? Pentru că vreți mereu finanțare mai multă pentru canotaj. Sportul meu, pe care îl iubesc atât de mult, și nu este sportul meu, este sportul nostru. Eu consider că în aceste funcții ar trebui să fie oameni dedicați care să iubească ceea ce fac și cu siguranță că și performanța ar fi altfel. Dar acești tineri minunați pe care i-ați premiat în această seară și încă o dată vreau să-i spun lui Ciprian la mulți ani și să nu uite ce mi-am dorit eu de ziua lui și mi-a promis că așa va fi, că va fi sănătos și va veni acasă campion olimpic. Ați văzut toți acești sportivi, vorbesc de medalii, vorbesc de podiumul olimpic, vorbesc de sacrificii, vorbesc de dedicare, nu vorbesc de nimic altceva. Dar există un mare dar. Performanța nu o pot face oricum și oricând și lasă că așa cum a fost, să poate și acum. Cum merge mă bucur și așa că domnul ministru este aici, chiar dacă stă acolo în spate. O să vin aici la un moment dat. Îmi bat foarte tare în ochi, îl văd de aici și îl rog, pentru că eu consider că noi suntem aici de ai noștri, suntem o familie a sportului românesc micuță, dar puternică, și trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Și un campion nu se naște de la o zi la alta, și pentru a se naște campion olimpic are nevoie de susținere. Nu are nevoie doar de bani, pentru că și alții au avut bani și n-au știut ce să facă cu ei. Noi avem nevoie și de bani, dar avem nevoie și de specialiști. Și eu, ca președinte al Federației Române de Canotaj, l-am rugat și sper să se țină de cuvânt, pentru că mi-a promis: Federația Română, avem nevoie de posturi pentru specialiști, că
Acești sportivi nu pot fi recuperați dacă nu au și o armată de specialiști lângă ei. Nu mai zic kineto, preparatori, masiori, asistenți medicali, medici, cercetare sportivă. Domnul ministru, mai spun? N-are microfonul ca atât, dar poate că stau aici pe scenă până vine. Trebuie să ne susțină pe cei care, sau în cei în care are încredere, care au demonstrat că sunt în stare să facă performanță, pentru că altfel nu avem cum să luăm aceste medalii. Tokyo a fost atât de greu, dar a fost extrem de frumos. Ne-a furat un an și jumătate din acest ciclu olimpic. Noi mai avem câteva luni, tatonăm terenul, din toamnă intrăm în linie dreaptă pentru calificări. La Paris. La Paris. Bineînțeles, calificările sunt extrem de grele și sportivii care sunt aici, președinții de federații care sunt aici, știu la ce mă refer. Și eu public spun că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, domnule ministru. Cred că a primit mesajul. Bun. Mulțumim foarte mult, felicitări încă o dată canotajului în general și canotajului masculin care a revenit în forță după atâta vreme. Credeți vreodată că vor obține mai multe medalii băieții decât fete la canotaj? Da. Ah, bun, perfect. Atunci fetele, mingea... Eu cred în ei, cred în fiecare, le cunosc potențialul, îi susțin cu tot ceea ce pot eu, pentru că numai așa gândul lor este îndreptat către performanță și de fiecare dată le spun... La vârsta asta merită să faceți toate sacrificiile de pe lume. Va veni vremea când o să vă retrageți, o să recuperați tot ceea ce ați pierdut, dar un singur lucru nu o să puteți recupera. Că vârsta își spune cuvântul, medaliile nu o să le puteți obține. Eu și astăzi aș vrea să fiu în locul lor, dar nu mai pot. Mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă! Mulțumim încă o dată! E foarte bine că e așa și că avem acest dialog chiar și peste această scenă, pentru că tot trebuie să rămână viu, uman, așa cum este sportul românesc. La ultima gala trofeelor a Alexandrion, ținută în plen, cum se zice, de acum 2 ani propuneam înființarea unui muzeu al sporturilor dispărute în România. E bine, astăzi ar trebui să vorbim despre o galerie a sporturilor reînviate. Și ăsta e un motiv de bucurie. Cel pe care îl onorăm astăzi, pe care îl veți vedea în fața noastră, s-a transformat dintr-o speranță, într-o certitudine. Nu ne mai surprinde cu vreo medalie, ci dimpotrivă îi așteptăm acum performanțele. E unul dintre argumentele solide într-o disciplină care revine în forță și e cu atât mai bine cu tine, e una dintre cele mai populare pe planetă. Face parte din acea tagmă de tineri români dezinhibați, foarte buni în ceea ce fac, sigur pe ei și gata să-și facă singur destinul, indiferent de ceea ce spun alții, au drumul lor, sunt oameni care nu caută succesul, ci succesul îi caută pe ei. Campion european și finalist olimpic în proba de 100 de metri spate, Robert Glință, trofeul va fi primit de tatălui, care face parte din echipa de performanță a lui Robert, domnul Ciprian Glință. Mulțumim pentru invitație. Bună seara. Premiul va fi mânat de una dintre cele mai frumoase surprize la vremea respectivă olimpice românești, Constantina Diță, aur olimpic la maraton în 2008. Constantina Diță, bună seara. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumim. Și să știți că sunt ca și tată pentru rezultatele lor. Mulțumim mult. Spuneți-ne despre Robert. Robert își cere scuze că nu poate să fie prezent, este într-un cantonament de pregătire în afara țării. Vă mulțumește și pentru această invitație. El este bine. Având în vedere rezultatele din anul 2021, un an greu pentru toată lumea, cu acest aur la jocuri la europene, un argint. În decembrie la Abu Dhabi a luat un bronz la campionatele mondiale. Chiar dacă apele în bazinele de not sunt ape liniștite, pot să spun că Robert este pe val.
E pe val, foarte bine. Care e mare lui pariu pentru restul carierei? Pentru că el a intrat bine în acest drum de performanțe de ceva timp. Cel puțin încă două cicluri olimpice la care va participa. Și bineînțeles, podiumul, medaliile la Jocurile Olimpice. E posibil o medalie olimpică? Da, garantat. Pentru că asta e foarte important ce spuneți, pentru că e un sport cu o concurență atât de mare, atât de greu și între principalele sporturi olimpice, încât e extrem de complicat să ajungi acolo, dacă n-ai în spate o țară mare a notului. Da. Are avantajul că are o echipă foarte bună și a devenit destul de sinergic până la urmă. Fiecare din spatele lui, care formăm această echipă, contribuim cât se poate cu cunoștințele noastre, fiecare pe domeniul lui de activitate, și cred eu că deja se văd rezultatele. Faptul că notul e din nou pe val, nu doar Robert, dar notul e pe val românesc, e important. Faptul că se poate, există o emulație, că te uiți la ceilalți din jur, ai lângă tine oameni care încep să facă performanță și care încep să suie în această ierarhie, e important să nu mai fii singur cumva pe drumul acesta? Bineînțeles, este o motivare suplimentară, fără discuții. Da. Mi se părea întotdeauna când îl vedeam pe Robert că poate să facă multe lucruri în afară de not. A fost în America, a renunțat a venit în România. Vedeți crescând o generație, pentru că bănesc că sunteți în contact și cu alți notători și evident și cu alți sporturi. Și din alte sporturi, și din alte sporturi. Vedeți crescând o generație întotdeauna mai bună. Tinerii întotdeauna sunt mai buni decât noi, cei care nu mai suntem chiar de tineri. Dar o generație care e altfel, care e educată, deșteaptă, gata să facă performanțe în multe locuri? Își pot alege mult mai ușor oportunitățile, având o plajă foarte largă de informații. Și dacă o fac, e perfect. Da, dacă și profită de ele. Exact. Constantina, ce mai faci? Mulțumesc, bine, bună seara tuturor și mă bucur că văd atâția colegi din generația mea aici, mari sportivi, și felicit Fundația Alexandrion pentru că premiază sportivii și sunt alături de sportivii români și m-ar bucura foarte mult, cum a zis și Ana Maria Brânză, să fie cât mai multe egale de genul acesta, nu doar Fundația Alexandrion. Și felicit încă o dată toți sportivii pentru rezultatele pe care le-au avut. Mi-ar fi plăcut să mânez premiul unui atlet, dar din păcate rezultatele noastre... Cum stăm cu atletismul? Atletismul stăm din păcate foarte prost. Într-adevăr că am avut un loc 6 și un loc 12 la Jocurile Olimpice, dar la momentul respectiv noi sperăm că vom avea ceva rezultate la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, dar cum a zis și Elisabeta, trebuie multă muncă, pentru că din câte văd eu, tinerii noștri sportivi se axează mai mult pe telefon, pe Facebook, TikTok și altele, decât pe munca pentru ceea ce vor să facă și dacă au un vis, să muncească pentru visul respectiv. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Mulțumim și noi! În această gală este vorba despre victorii, medalii, povești de succes, dar știți voi toți de aici, sau majoritatea, că sportul de cele mai multe ori este despre durere, despre ratare, despre muncă de ani de zile și clipe în care totul se destramă. Următorul premiant al galei trofeelor Alexandrion este un om mare în multe privințe, mare pentru că a avut curajul să iasă din rând într-un sport brăzdat de scandaluri și să spună ce gândește, pentru că a fost pus la podea când credea că e aproape de succes, dar s-a ridicat de fiecare dată, pentru că nu-și găsește scuze, cum fac mulți dintre noi, și da, pentru că e la propriu mare. A ratat în lacrimă apropierea de o medalie olimpică, dar s-a clasat pe podium la două mari concursuri internaționale, medaliatul cu argint de la Abu Dhabi și Zagreb la judo, în categoria peste 100 de kg, Vlăduț Simionescu. Premiul va fi mânat de domnul ambasador Adrian Zuckerman, avocat și diplomat american, care a îndeplinit funcția de ambasador al Statelor Unite în România. Domnul ambasador! Bună seara, felicitări, Vlăduț! Bună Dacă seara! Dacă puteți înmâna premiul, lui Vlăduț. Felicitări! Felicitări încă o dată,
Știm drumul tău olimpic, care s-a oprit mai repede decât ai fi vrut, dar între timp ai, cum să spune, ești un om care evoluează și în afara tatamiului, să spunem așa. Spune despre povestea, ai vândut la licitație un telefon olimp pentru a ajuta sportul în care evoluezi. Este o chestiune aparte, cum s-a întâmplat? Bună seara, în primul rând, mulțumim organizatorilor pentru organizarea acestui eveniment important pentru lumea sportului. Într-adevăr, am scos la licitație telefonul care l-am primit la Jocurile Olimpice pentru a reuși să strâng bani pentru a echipa copiii din mediul rural. Sunt câteva cluburi de judo în mediul rural, în zona Iașului, care au nevoie de sprijin, au materiale aproape spre zero și prin cadrul asociației mele încerc să-i echipez cât pot de bine pentru a da o șansă la marea performanță copiilor de acolo. Paris e un vis? Nu e un vis, e o certitudine. E deja o certitudine, foarte frumos. Domnule ambasador, a spus ambasadorul unei mari țări a sportului în România. Cum se vede sportul românesc din perspectiva dumneavoastră? Sportul românesc face avansuri enorme, cum poți să-ți dai seama de toți sportivii care sunt aici astă seară. Vreau să mulțumesc Nawaf Salameh că a organizat acest lucru cu Alexandrion ca să onoreze și să ajute toți sportivii din România. E ceva excepțional și îmi pare rău că nu l-am întâlnit pe Vlăduț acum un an jumate, două, puteam să-l iau cu mine la întâlniri. Lucrurile ar fi mers mult mai ușor dacă era cu mine. Ar fi fost plăcerea mea. Puteai să le dai una... Îi lua și îi pune la podea. Așa. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru... Vă mulțumesc foarte mult și e o mare onoare pentru mine să fiu aici cu voi astă seară. Mulțumesc. Mulțumim, Vlăduț. Felicitări. Mulțumim. 5 ani au trecut, dar țin minte exact, tânărul un pic emoționat după obținerea primei medalii olimpice. Există o lume aparte în sportul românesc de care ne interesăm prea puțin, probabil din lipsă de empatie, de cultură și până la urmă de înțelegere pentru lucrurile pe care ni le poate oferi. Dar lumea aceasta continuă să existe, să facă performanță chiar și în întuneric. E o lume pe care o vedem rar. O aflăm și o vedem la aceste gale, da, și în reportajele câtorva jurnaliști care se îngrijesc ca nimeni să nu fie lăsat în urmă pe parcursul acestui marș către mai șocant, mai apetisant, mai vedetizant. Următorul premiant e unul dintre puținii din tagma sa, a cucerit o medalie olimpică la Rio, încă una la Tokyo, dar se proiectează deja la Paris pentru că încă sapă după aur, a învățat să vadă dincolo de vedere mișcările adversarului înainte ca acesta să le facă, iar noi cu toții putem învăța de la el să vedem esențialul care, după vorba lui Saint-Exupéry, este invizibil pentru ochi. Doamnelor și domnilor, dublul medaliat cu bronz paralimpic, dublu campion european la judo, categoria 60 de kilograme, Alex Bologa. Alex e însoțit de domnul Tamaș Gherghelică ca și acum 2 ani de zile, sau mai mult chiar, 5 ani. Premiul va fi minat de un alt mare sportiv paralimpic, Eduard Novac. Mulțumim și felicitări! Partea aceasta este extrem de importantă pentru România din multe puncte de vedere, partea aceasta a sportului, sportivilor paralimpici. Alex, cum arată o zi de antrenament pentru tine? O zi de antrenament pentru mine presupune multă muncă, sacrificiu, perseverență, ceea ce cred că este principala mea caracteristică. Eu am două antrenamente pe zi și încerc să dau tot ceea ce este mai bun la fiecare dintre acestea. Există posibilitatea de a studia adversarii cumva, de a ști ce vor face, cum vor evolua? Da, în fiecare moment și în fiecare clipă trebuie să îți cunoști cel mai bine calitățile tale și calitățile oponenților tăi.
și lucrul acesta poți să-l faci doar prin multă analiză, prin multă muncă, atât din partea mea, cât și a staffului care mă susține. Apropo de staff, domnule Gergeli, care este viitorul lui Alex, vi se pare? Sperăm că o să aibă un viitor cât mai strălucitor și ceea ce am țintit și până acum, sau cel puțin la Tokyo, o medalie de aur la Paris, poate. Da, pentru că Alex, tu spuneai că dacă ai fi ajuns în finală, l-ai fi învins pe cel de acolo, e adevărat? Asta de aici ați tras forța din dorința de revanșă? Eu cred că aveam o șansă foarte bună de a ieși campion paralimpic, deoarece sportivul kazacu care mă întâlneam în finală l-am învins de 4 ori până atunci. Da, avem pe această scenă foarte multe medalii, de toate felurile, de toate culorile, aur, argint și bronz, și asta și datorită lui Eduard Novak, ministrul tineretului sportului, domnule ministru, și sporturilor. Ok. Domnule ministru, spuneți-mi un pic de partea aceasta paralimpică de la Tokyo. Cum vi se pare că a fost recolta României și pe care vă aflați astăzi, și ce sperați pe mai departe pentru această secțiune specifică a sportului românesc? Bună seara tuturor! Așa că dacă doamna Lipă m-a provocat, trebuie cumva să-i răspund. Da? Un singur lucru, noi paralimpicii putem să vă dăm niște sugestii cum să aveți o administrare mai bună a banilor. Deci noi am fost doar 7 calificați la jocuri și am luat 2 medalii. Așa că noi știm rețeta cum se face cu bani mici, foarte bun, rezultate foarte bune. Ca o glumă, da, desigur. Însă, punând gluma la o parte, sportul paralimpic în 2024, pentru prima dată, logo-ul Jocurilor Olimpice și logo-ul Jocurilor Paralimpice va fi la fel. Da? Asta înseamnă ceva. În 2008 îmi aduc aminte când am câștigat medalia de argint, m-a sunat cineva de la ProSport și m-a întrebat: dar voi unde stați la Beijing? Și în sat olimpic. Dar și voi? Deci nu se știa efectiv ce se întâmplă. Când am venit acasă, eram pregătit cu medalia de argint să fiu primit cu media, cu sport, adică să fiu recunoscut că, de fapt, sportivii... Și n-a venit nimeni. Ba da, era o doamnă care m-a strigat din spate și m-a rugat dacă îi acord un interviu. Și eu, fericit, zic: da, sigur, dar nu vă supărați, de la ce televiziune sunteți? Romantica. Zic: doamnă, dar asta nu-i social. Zic: e medalie de argint, e sport profesionist. Da. Așa că, credeți-mă, sportul paralimpic este foarte serios. Sportivii câștigători, top 10, sunt sportivi care stau în cantonamente tot anul. Da? Și sunt numai 500 de medalii puse în joc. 500, la Jocurile Olimpice 250. Deci putem să vedem și șansele și posibilitățile. Îmi doresc foarte mult ca fiecare federație să preia, și există în contractele lor de finanțare, să preia sportul paralimpic și să-l dezvolte, deoarece noi am putea să participăm cu 100 de sportivi liniștiți și obține foarte multe rezultate bune. Așa că acesta este scopul meu, în mandatul meu. Îi felicit pe Alex. Această aventură a început în 2001, să știi, și mersi mult că te ții așa de bine și mult succes la Paris. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Alex Bologa, încă o dată. Simt că o să-l mai vedem pe domnul ministru pe această scenă în această seară. Poate mai ai răspunsuri. Există o premieră la această gala a trofeelor Alexandrion 2022. Niciodată de când există acest eveniment, nu au fost votați atâția reprezentanți ai notului. În același timp, votul jurnaliștilor e, mi se pare, un pariu pe viitor, un credit pe care îl acordă reprezentanților acestei discipline. Dacă gala aceasta ar fi avut loc în jurul anului 2000, am fi înnotat în medaliile acestui sport. A fost atunci un festival al performanțelor. Azi suntem încă departe de acele succese. Gândiți-vă că în clasamentul pe medalii la Sydney,
dacă am inserat România Jocurilor Olimpice de anul trecut și notul românesc de atunci ca o entitate aparte, în noturi s-ar fi plasat cu două medalii de aur, una de argint și una de bronz, 10 locuri mai sus doar în notul românesc decât toată delegația României. Astăzi în notul feminin românesc trăiește din speranțe și una dintre ele este medaliata cu aur la 50 de metri liber la Festivalul Olimpic al Tineretului European și participantă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Bianca Costea. Premiul va fi mânat de Dragoș Luscan, preparator fizic care a colaborat cu sportivi ca Simona Halep, Horia Tăcău și echipe importante, Steaua, Dinamo la handball, handball, volei și polo. Bianca a căpătat dreptul de a participa la Jocurile Olimpice ca urmare a performanței de la Jocurile Olimpice ale tineretului. Bună seara! Bună seara! Felicitări! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc în primul rând Fundația Alexandrion pentru această invitație și pentru acest premiu și doresc să mulțumesc și tuturor celor care au participat în pregătirea mea și care participă în continuare până acum. Cum este, vezi, printre atâția campioni și foști campioni? Se iau un pic succesul dacă te atingi de ei? Sunt foarte bucuroasă că mă aflu aici în seara aceasta și este un lucru minunat să pot fi premiat alături de cei mai mari sportivi în această seară. Ce speranțe ai? Pentru că ești premiată la categoria speranțe, ce speranțe ai, unde vrei să ajungi? Ești într-o probă de o mare concurență, probe de mare concurență, ce e de liber pe distanțe scurte. Unde te vezi în câțiva ani? Eu știu un singur lucru, că o să muncesc cât de mult pot ca să ajung acolo unde îmi doresc. Și mai departe se va întâmpla ce va trebui să se întâmple, ce va fi cel mai bine pentru mine. Tu te-ai născut imediat după ce apusese marea epocă a notului feminin, mai ales românesc, da, în jurul anilor 2000. Ai exemple de acolo, te mai uiți câteodată la cursele celor care au evoluat atunci și au obținut succese extraordinare? Cu siguranță, fiecare sportivă care a adus o medalie României este reprezintă un exemplu pentru mine și îmi doresc să ajung și eu un exemplu pentru viitorii sportivi. Mulțumesc. Dragoș, cum recunoști și descoperi un campion, un viitor campion? Pe Bianca am văzut-o anul trecut la campionatul european de not de juniori și lucrând cu ea am descoperit faptul că este foarte motivată să facă sportul acesta, foarte motivată să facă performanță și am văzut cumva strălucirea aia în ochii ei, se trezește la ore destul de la care noi dormim în general și se duce la antrenamente, se pregătește, a schimbat câteva orașe căutând antrenorul potrivit care să o pregătească pentru marea performanță și îi urez succes, foarte mult succes mai departe în această carieră. Mulțumesc mult! Și ție să descoperi cât mai mulți copii care pot deveni campioni. Am văzut că ai un lănțișor cu cercurile olimpice. Da, după Olimpiadă mi-am dorit să am ceva care să-mi amintească de prima mea participare la Jocurile Olimpice. Să te motiveze poate pentru următoarele. Cu siguranță, da. Mulțumim foarte mult, felicitări. Mulțumesc și eu. Referitor la ce a spus mai devreme, nu neapărat aș dori să descoper sportivii care sunt cei mai talentați. Eu, bineînțeles, o să lucrez cu cei care își doresc să facă performanță. Referitor la ce a spus doamna Lipă mai devreme, lucrez la a descoperi oamenii din spatele sportivilor, cei care sunt competitivi, cei care ar putea să ajute sportivii să-și atingă maximul de performanță indiferent de sportul în care activează. Deci fac parte cumva din echipa din spatele sportivilor și în continuare lucrez spre a găsi personalul potrivit care ar putea să facă lucrul acesta. Succes și în asta! Mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mulțumesc! Mulțumesc! Despre următorul premian, cel pe care îl veți vedea aici, se poate spune raportat la acest sport, la acest loc și poate chiar la sportul românesc, că vine din viitor. E un tip atât de sigur pe el și pe ceea ce face, încât ai senzația că a mai trăit odată această viață.
A fost la mai puțin de o clipire din ochi de o medalie olimpică, performanță colosală având în vedere vârsta lui și sportul extrem de popular în care ar fi obținut această performanță, iar unul dintre admiratorii lui vor fi intrat în depresie, nu și el. Gesturile, geometria, mișcărilor, alunecarea i-au fost analizate de specialiști din lumea întreagă, dar asta nu le emoționează. E în acest moment, în același timp, o certitudine, dar și o speranță extraordinară, olimpică a României, într-un sport, vă spuneam, de mare respirație, cum se zice, un sport în care dacă obții performanță, intri în legendă. Doar că tânărul despre care vorbim, înainte să dea lovitura, nu vrea să dea lovitura. Pentru el nu așa stă treaba. Într-o zi m-a izbit această imagine, o să vă spun. Tipul acesta își construiește cariera precum un fotoliu de la IKEA. Are planul, elementele, instrumentele și alături de antrenorul său, care e și el un tip aparte în meseria lui, se ocupă cu asamblarea. După care o să ne invite poate să luăm un loc și să savurăm. Doamnelor și domnilor, multiplul campion european și recordman al lumii de junior la not, aur european în bazin scurt, omul care s-a luptat cu monștrii marini în bazinul de la Tokyo, David Popovici. Cel care va mâna premiul Paul Georgescu, de trei ori desemnat omul anului de asociația în ape deschise, să-l vedem. Premiul, pe care cuvintele? Mulțumesc, Paul! E o onoare, întotdeauna a fost onoare, David. Superb! Bun! Nu e prima oară când se află pe acest podium, David, după cum știm. Așa vedem că un sport individual e un sport de echipă, de fapt. Și că aparențele înșală, nu? Prezintă-ne echipa. Chiar asta voiam să fac, nu știam că o să urce pe scenă odată cu mine, voiam să le facă decât o surpriză. V-am dar spus că sunt aparte, sunt o categorie aparte. A trebuit să ne pregătim puțin aici. Aș vrea să încep prin a vă mulțumi pentru invitație și pentru premiu. Mă bucur să fiu printre niște oameni care mă inspiră, oameni care mă ajută să cresc ca om și ca sportiv. Se simte bine să fiu aici, mă simt la locul meu. Și am vrut să vorbesc despre un aspect care cred eu că este destul de neglijat atunci când lumea se uită la un sportiv și admiră, analizează tot ce a făcut. Lumea nu-și dă seama neapărat cât de importantă este munca de echipă, cât de mult înseamnă să ai oamenii potriviți în spatele tău. Și cu această ocazie am vrut să vi prezint pe antrenorul meu, Adrian Rădulescu, omul care a făcut notul distractiv, nu numai pentru mine, dar în special pentru mine. Am vrut să-l prezint pe Dragoș Luscan, creierul din spatele pregătirii mele, împreună cu ceilalți doi. El ajută la organizare, la periodizare, la tot ce ține de antrenamente și de pregătirea viitoare. Și Valentin Grigoraș, omul, mi-e așa îmi place să-i spun, omul care mă strică și mă repară. Face în sală și după aia mă ajută să mă refac. Este fizioterapeutul, masorul meu, preparatorul meu fizic și nu aș fi putut să ajung aici de unul singur. Este foarte important să ai oamenii potriviți lângă tine, oameni în care să ai încredere și nu știu dacă am avut noroc, un pic de șansă sau ce-o fi fost, dar am reușit să iam și sunt foarte recunoscător pentru asta. Mulțumesc! Care e diferența dintre David din martie 2021 și cel de acum? Martie 2021. Păi, nu credeam că o să fiu atât de cunoscut acum. Mă bucur de not la fel de mult. Acum știu ce mă așteaptă la fiecare competiție mare. Am așteptări mult mai mari, bineînțeles, pe care le facem împreună, le stabilim împreună. Dar îmi place să cred că nu s-au schimbat prea multe în materie de personalitatea mea sau poate discursul meu sau așa. Am rămas la fel. Și o să rămân pe ideea că sunt un băiat care notă repede. Adrian, când e gata fotoliul de la IKEA? Să sperăm că la Paris 2024. Sau poate chiar înainte, de ce nu? Atunci va fi asamblat, dar îl vom mai păstra, pentru că ar fi păcat să ne oprim chiar acolo la Paris. Mai faceți unul. O să ne bucurăm de el, poate și la următoarele jocuri. Perfect. Paul, cum ți se pare raportul? Sigur că felul tău de a...
disciplina ta, notul în ape libere, deschise, e altceva decât cel cantonat la 50 sau 25 de metri. Cum îl vezi pe David, așa cum, din perspectiva ta, evoluția lui mai ales? În primul rând vreau să mulțumesc Fundației Alexandrion pentru aceste premii superbe, că se gândesc, în sfârșit se gândește o entitate particulară, privată la sportivi. Am avut onoarea și în 2019, atunci era Speranța David Popovici și îmi pare rău că atunci am zis că la Tokyo nu știu dacă o să ia medalie, dar o să ia sigur la Paris. Mai bine ziceam o să ia medalie și la Tokyo și poate să adevera. A rămas același băiat deosebit, același băiat simplu, care pot să spun că e primul sportiv pe care îl văd la fiecare antrenament cu zâmbet după buze. Am citit de foarte mulți campioni olimpici care spuneau cât s-au chinuit, cât și îi cred, pentru că fără muncă nu faci nimic, dar el la absolut fiecare antrenament e cu zâmbetul pe buze și e primul sportiv care chiar face sport de performanță din plăcere, ca să spun așa. Perfect, și să sperăm că maxima performanță va veni la un moment dat sau în orice caz că v-ați bucurat de drum. Asta este clar. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, felicitări încă o dată. Mulțumim. Și vă mai așteptăm aici, evident. Sigur. Asta de voi depinde, numai de voi. Mulțumim, baftă. Știm cu toții, niciodată nu e bine să ai de-a face cu poliția și mai ales cu anumiți polițiști. Acum însă n-avem ce să facem. Cel care va fi curând în fața dumneavoastră pare că s-a abonat la premiile acestei gale, în ciuda faptului că face performanță într-un sport aparte, pentru unii, aparte de cele clasice, unii aici nici măcar că nu e un sport, e o disciplină care necesită foarte multă disciplină în spații reduse. Când îl vezi evoluând, pare că a coborât dintr-un film Marvel, deși sunt convins că patrulând pe străzile liniștite ale Sibiului nu se întâlnește nici cu Loki, nici cu Thanos. Pentru a doua oară campion mondial la bodybuilding, Marcel Manea. Distinția va fi mânată de un fotbalist care i-a plăcut mereu să aibă grijă de fizicul lui, care este Ionuț Rada. Bună seara! Mulțumesc! Ce ai mai făcut de la ultima noastră întâlnire, Marcel? Ai mai luat un titlu? Da, așa se pare că am mai câștigat un titlu prin multă muncă, sacrificiile, bineînțeles, și urmează următorul. Urmează, da, încă un titlu și încă un titlu și încă un titlu. Acum cred că m-am obișnuit, glumesc. Te ocolesc cu oamenii când ești în patrulă sau când ești de serviciu, când te văd pe stradă, dacă ești pe stradă sau în meseria ta? Nu, preferă să stea de vorbă cu mine. Aha. Tot timpul un dialog e binevenit. Câte ore stai pe zi în sală? Cam o oră jumate în perioada când nu intru pentru pregătirea pentru competiții și când mă pregătesc mai intens, cam 3 ore împărțite. Există vreun pericol legat de sportul pe care, disciplina pe care o practici? Pentru că se aud foarte multe lucruri despre ceea ce trebuie să faci la un moment dat, ce trebuie să asimilezi ca să îți definești corpul în felul acesta în care îl vedem. Da, riscuri sunt tot timpul și trebuie avut mare, mare grijă, în primul rând la alimentație. Sunt riscurile care, sunt foarte mulți care se deshidratează și acolo sunt riscurile care aduc la decese. Ionuț, tu ai fost un sportiv care s-a bazat pe fizic, după cum se și vede. Când îl vezi pe Marcel, ți se pare că ar fi imposibil pentru unii ca noi să ajungă la așa ceva? Ca mine, sigur, poate ca tine. Nu, este o onoare pentru mine. Felicitări încă o dată, Marcel, pentru acest titlu mondial. Așa cum am spus, este o onoare pentru mine să fiu aici și la fel să fiu lângă un campion mondial, dublu campion mondial, pentru că și-a apărat titlul.
În același timp, stăteam și mă gândeam, mă uitam așa la toată lumea care este aici prezentă și mă gândesc că pasiunea pentru sport ne-a adus aici împreună și încă o dată felicitări organizatorilor pentru că multe ramuri sportive și mulți sportivi și toate aceste evenimente, ediții la gală ne ajută să ne cunoaștem între noi, toate ramurile sportive și încă o dată felicitări tuturor sportivilor, tuturor campionilor. Sunt onorat să fiu alături de voi, tot respectul. Și în același timp, așa cum v-am spus, să mergem în continuare pe aceeași linie. Pasiunea, emoțiile, în tot ceea ce ne dorim să facem, mai ales în aceea de a transmite ideea de sport, ideea de educație, ideea de cât mai multă mișcare în viața noastră, pentru că asta am propun și eu cu proiectul de Radaway, iar asta este cel mai important ca fiecare dintre noi, sportivi care poate nu mai sunt activi, acolo unde sunt, să vorbească cât mai mult despre sport. Sport, sport și iar sport. Mulțumesc foarte mulțumesc mult! Mulțumesc și eu, mulțumesc bună seara! Mulțumesc felicitări! Mulțumim! Mulțumesc foarte mult! Marcel Manea, campion mondial de culturism sau bodybuilding. E o seara campionilor, profitați de altfel de ea, pentru că rare ori oamenii de vârf ai sportului românesc se întâlnesc și pot socializa. Fiecare are ceva care îl ridică, fiecare campion deasupra masei de concurență. E bine, dacă există un campion absolut al ambiției, este cel pe care îl vom primi aici, pe această scenă, în scurt timp. A deschis drumuri în disciplina lui și este, cel puțin în universul cunoscut, unic prin multiplele terenuri pe care se mișcă și funcții pe care le însumează. A reușit să rezolve cuadratura cercului, reușind să fie și mare campion și manager de top de mari campioni. Are parte de contestări, dar nimeni în poziția lui nu e primit cu flori. Nu-i nimic, își face rost singur de flori sau își făcea rost atunci când urca pe podium de premieră și a făcut-o în mod constant. E primul campion paralimpic al României la Londra 2012, medaliat cu argint la Tokyo, ciclism, proba de urmărire individuală și este în același timp, l-ați văzut, ministrul tineretului și sporturilor, Eduard Novac. Premiul va fi înmânat de domnul Nicolas Cas, director executiv International Corporate Affairs Alexandrion Group. Good evening. Good evening. Good. Felicitări încă o dată, Eduard Novac, primul campion paralimpic al României, multiplu medaliat la Jocurile Paralimpice, trebuie să o spunem. Ministrul tineretului și sportului, manager de echipă și multe... Cum ați împăcat și capra și varza? Și cine e capra și cine e varza în toată povestea asta? Bună seara tuturor! În primul rând, aș dori să mulțumesc Ministerul Sportului și domnului ministru că m-a lăsat să mă antrenez după masa de la ora 5 încolo. Okay. Și, într-adevăr, a fost un an probabil cel mai greu din cariera mea, în care, sincer, când am acceptat această funcție, am renunțat la a participa la Jocurile Paralimpice. Am spus, probabil, a fi ministru o dată în viață. Și n-aș vrea să ratez această șansă. Știam cât pot să fii ministru, un an, 8 luni, un an jumate, sau, dar am zis let's give a shot. Așa că... Mulțumit de performanță, de argint? Da, foarte mulțumit, foarte mulțumit și sincer m-am dus acolo să iau o medalie. Chiar m-am dus. N-aș fi putut participa ca... numai un simplu participant, că nu mai este loc pentru asta. A spus că vă retrageți dacă nu sunteți sigur, dacă definitiv sau temporar. V-ați decis până la urmă? Da, anul acesta am spus că mă retrag pentru o perioadă.
să mă odihnesc și eu puțin și am niște obiective foarte importante la minister. Dar cine știe, în decembrie o să fie doar un an jumate până la Jocuri Paralimpice și poate vine o idee trăznită și o să mă mai înham la o, la o aventură. Dar deocamdată mă bucur pentru acest premiu și mulțumesc Fundației Alexandrion, în care să zic așa, participant de foarte mulți ani, și ca sportiv, și ca președinte de federație, și ca în toate combinațiile, așa că sunt fericit că sunt aici. Și aș dori să fac o donație pentru fundația lui Mihai Neșu. E un premiu de 1000 de euro, nu e mult, dar cu siguranță sunt unii care au nevoie de mai mult de această sumă. Așa că totodată vreau să felicit toți campionii, da, pentru tot ce ați făcut pentru țara asta. Știu prin ce ați trecut, cât ați suferit și cât v-ați antrenat. Totodată vreau să felicit antrenorii care au stat lângă voi și v-au ghidat și v-au ascultat toate necazurile. Și totodată vreau să felicit președinții de federații. Sincer, vă iubesc. Și sper să mă sprijiniți să facem ceva mai bun pentru acest sport. Vă mulțumesc mult. Mulțumim foarte mult. Mr. Cass, don't leave us. Your first time on this event. What's your impression? Well, I think thank you very much. And it's an honor to actually be here. Forgive me, I don't speak Romanian yet. My 16-year-old son is doing a lot better than I am. But anyway, it's been an honor to be here. This is an extraordinary event. It's wonderful to be associated with it. See the greatest sports athletes in Romania here, and such a wonderful crowd. And it reflects the hospitality of the Romanian people that I've come to love over the time I've been here. So thank you very much. It's looking forward to the future here. Thank you. Thank you very much. Thank you. De mulți ani avem o mare stea internațională, una care este recunoscută în sport, evident, una care este recunoscută peste tot și care, grație disciplinei în care a realizat performanțe unice pentru noi, pentru români, pentru româncă, a intrat nu numai în istoria noastră, ci și a tuturor, într-o memorie colectivă a excelenței, ca să-i spun așa. Numele ei este Simona Halep, iar moștenirea ei e o mare angoasă pentru noi. După apusul Simonei ne vor apuca întrebările grele, cine o va urma, dacă vom mai avea o astfel de campioană. Atâta disciplină au avut epoși de aur, pentru ca apoi să cadă o cortină groasă peste ele, de aceea suntem atenți la orice licărire de talent. Laureată la categoria Speranța Galei Trofeelor Alexandrion, jucătoarea de tenis Mara Gaie. Premiul va fi mânat de fosta vicecampioană mondială de handbal și membru în comitetul executiv al Federației Internaționale, Narcisa Lecușan. Bună seara! Două doamne, domnișoare, care sunt la același nivel, cel puțin de înălțime, să sperăm că o să fie și la același nivel de performanță. Mara, dă-ne niște argumente ca să fim siguri că stăm în fața unei speranțe adevărate a tenisului românesc. Spune-ne despre tine. Bună seara! În primul rând aș vrea să spun că sunt onorată că mă mânați dumneavoastră trofeul și vă mulțumesc și felicitări pentru întreaga carieră. În primul rând aș vrea să mulțumesc organizatorilor, Fundației Alexandrion, pentru invitații și pentru încrederea acordată prin acest premiu, părinților și familiei pentru susținere și echipei mele, Cornel Enache, Dragoș Luscan și Alex Maftei și Alexandru Stătean, care este un mare iubitor al tenisului. Eu sunt campionă națională la 16 ani la simplu și campionă națională la 18 ani la dublu și am ieșit locul 3 european cu echipa. Perfect. Deci astea sunt argumentele, excelent. În cât timp te vezi în prima 100 mondială, de exemplu? Mi-aș da 2 ani, să sperăm. Chiar îmi doresc foarte mult. Okay. Și atunci...
următoarea întrebare în primele 10, dar dacă vrei trec peste ea. Ești inspirată de vreo jucătoare de tenis pe care o vezi, româncă sau nu, în circuit? Da, Simona Halep și internațional ar fi Iga Swiatek. Iga Swiatek. Da, din generația nouă. Numărul 1 mondial. Da. Perfect, asta e minunat. Care sunt aturile tale ca jucătoare de tenis? Pot spune că sunt curajoasă. Ok. Am un spirit liber, îmi place să fiu în control, de asta iubesc tenisul atât de mult. Fiindcă iubesc sportul acesta, este minunat și atunci n-am ce să zic. O să ai la un moment dat de ales între școală și sport? Da, s-ar putea, din păcate. Aha. Da. Nu renunța la niciuna, dacă poți. Momentan sunt foarte bine cu amândouă și mă mândresc cu asta. Uite-ne, Narcisa, ce bine a reușit și în sport și după aia și în viața după sport, Narcisa. Da, în primul rând vreau să o felicit pe Mara. Tenisul, din punctul meu de vedere, este un sport foarte greu. Apar destul de repede accidentările și mă bucur că ai o echipă puternică lângă tine. Este foarte important, așa cum zicea și prietena mea Elisabeta Lipă și toți cei de aici știu foarte bine cât de importanți sunt oamenii din spatele echipei. M-am emoționat, vreau să spun că n-am știut că tu știi de mine, pentru că e ceva timp de când eu m-am retras. Încă mai sunt așa persoană publică, dar mai mult în lumea handbalului. Și ce să zic, sper să ai putere, să-ți dea Dumnezeu sănătate și să-ți urmezi visul. Și apropo de ce zicea Radu mai devreme, când numărul printre primele 10, pentru aia trebuie să muncești. Și cred că pentru numărul 1 este foarte mult de muncă, dar nu e de neatins. Și eu îmi doresc foarte mult să vin să te aplaud acolo când tu vei juca și voi face cu mare plăcere. Vă aștept, mulțumesc frumos. Cu mare, mare drag. Mulțumim, felicitări Mara, mulțumim Narcisa. Și va avea și un premiu din partea mea, i-am adus o carte, o autobiografie a mea și eu dau cu mare drag pentru că m-a emoționat și îmi face mare, mare plăcere să împrăști ideea de a visa. O seară frumoasă și Doamne ajută să ne revedem cu bine și felicitări Alexandrion că de fiecare dată reușiți să adunați acești oameni minunați împreună lângă Radu. Radu știe să facă bine ceea ce face și felicitări și ție, Radu. O seară mulțumesc minunată. Mulțumesc foarte mult. La revedere. Mulțumesc. Cu toții suntem datori cu o moarte, ăsta e adevărul, dar marii sportivi sunt datori cu două. Prima apare atunci când pun capăt carierei, care e, sigur, nu evident, evident, nu capătul vieții, dar e capătul unei vieți, al unui fel de a fi. E o dezlipire traumatizantă și mulți o știu, ca un sfârșit absolut, dar și ca o naștere, pentru că, mai ales pentru ei, pentru campioni, ziua în care au pus sportul în cui e prima zi din restul vieților. Cea pe care o veți vedea onorată pentru întreaga carieră s-a luptat adesea cu un adversar nesportiv, cu demonul accidentărilor. Câteodată a câștigat, alteori a pierdut, după multe medalii europene, mondiale și olimpice, într-un sport acum rătăcit, a ajuns aproape miraculos la Tokyo, apoi a înțeles ceea ce nouă, poate multora, ne e greu să pricepem, momentul când trebuie să se retragă, să facă un pas înapoi, dar face unul înainte în stima noastră. Doamnelor și domnilor, fosta mare gimnastă Larisa Iordache. Premiul va fi acordat de Valentin Popescu, director de marketing sportiv Alexandrion Group, fără de care, trebuie să spun, această adunare a sportului și realizarea galei ar fi greu de imaginat, omul din spatele acestui minunat eveniment. Mulțumim, Valentin! Și eu vă mulțumesc, dar să o lăsăm pe Larisa. Nu, sunt să o premiem pe Larisa, mă gândesc. Larisa, cum e acum după ce, evident, bănuiesc că o perioadă de frământări, de turmentări, ai decis să pui capăt de un pic de vreme sportului, după multe accidentări, operații și mai departe. Cum vezi această perioadă a ta lăsată în urmă? Bună seara, în primul rând. Este puțin bulversant, însă cred că un nou început are un început atunci când pui capăt unui capitol. Asta am făcut eu, sper din suflet să mă regăsesc cum am regăsit și în gimnastică și încerc să mă bucur de fiecare lucru pe care îl fac zilnic, pentru că
trebuie să trăim prezentul pentru un viitor frumos. Și asta încerc să pun accent în viața mea. Care e momentul pe care l-ai reține din cariera ta cel mai frumos? Cred că mi-este foarte greu să aleg unul, pentru că am avut foarte multe momente frumoase, dar și momentele acelea mai grele m-au făcut mult mai puternică și cred că sunt norocoasă că am avut o carieră plină cu foarte multe evenimente și bune și mai puțin bune, pentru că eu sunt persoana de astăzi și sunt mândră de mine pentru că pot să stau cu spatele drept și pot să mă mândresc de ceea ce am făcut și bineînțeles mă bucur de toți oamenii minunați care sunt în seara asta, pentru că sunt foarte mulți campioni la oaltă și mă bucur foarte mult și te felicit pe tine pentru că ai făcut un miracol în seara asta după foarte multă vreme și nu știu, cred că asta contează cel mai mult, să te bucuri de moment. Mulțumesc, Valentin! O felicit în primul rând pe Larisa, îi dau și florile. Și vreau să vă spun că miracolul nu poate fi făcut niciodată de un singur om. În spatele meu este o echipă extraordinară. Am norocul și privilegiul să creez această gală la ideea domnului Nawaf Salameh, care este un om extraordinar pe care l-am cunoscut și cred că relația este win-win, ca să zic așa. Mă bucur foarte tare că această gală are atât de mult succes. Nici nu vă dați seama cât de fericit sunt când văd atât de multe personalități din lumea sportului, oameni extraordinari care de fiecare dată răspund prezent la această gală minunată. Fundația Alexandrion face lucruri extraordinare pentru sport și nu le face de ieri de azi, le face de peste 20 de ani. Evident, în ultimii 7 ani de când sunt eu le face excepțional, dar asta e altă discuție. Asta o să tai la montaj. Da, așa mi-a spus domnul Nau, să zic. Ok. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Mai urmează încă un premiu extraordinar pe care îl va oferi domnul Nawaf Salameh. Apoi ne vom bucura cu toții de produsele grupului Alexandrion și seara excepțională va continua. Mulțumim frumos! Mulțumim! Mulțumim! Felicitări, Larisa! Mulțumim! România s-a calificat la campionatul european de fotbal din 2022. Stai așa, o să spune ce am spus. Vrei să spui... Campionatul european sub 19 ani. Da, și la acela s-a calificat. Dar înaintea acelei reprezentative, o altă națională a țării noastre a obținut o astfel de performanță. Recent, selecționerul României, Eduard Iordănescu, s-a întâlnit cu oamenii acestei echipe tricolore pentru a descoperi, pentru a fura, cum a spus el cu ghirimele, secretele unei performanțe pe care naționala de seniori a ratat-o. Golgheterul acestei naționale speciale a găsit un mijloc minunat pentru a contra drama pe care o trăiește. Într-o bună zi, pentru că nu am plătit curentul, mi s-a tăiat lumina, a spus el. Și cu toate acestea, a înscris în doar câteva meciuri ale unei campanii de calificare, cam cât cel mai bun marcator al Ligii I de fotbal a României într-un sezon întreg. De la un astfel de om vrem să aflăm și noi câteva lucruri. Doamnelor și domnilor, golgheterul naționalei de nevăzători a României calificată la campionatul european de fotbal din Italia, Florin Covaci. Domnul Nawaf Salameh, președintele Fundației Alexandrion, va înmâna acest premiu. E o dovadă că se poate. E o dovadă că se poate. Așa. Dar câte dovezi am avut în seara asta că da, se poate? Da, eu se poate așa. Premiul sigur că o să-l primească Florin, dar îl prezentăm. Florin, vreau să întreb cum ați ajuns la performanța asta. Rugămintea e să ții microfonul cât mai aproape de gură ca să te auzim. Cu această națională ați avut 3 meciuri, dar meciul mai important cu Polonia, cred că a fost, nu? Ăla a adus la calificare. Bun, în primul rând, bună seara tuturor. Da, ați rezumat foarte mult această performanță a acestei echipe, deoarece vă referiți strict la ultima calificare, da, cea de la Buftea de anul trecut. Sigur, am avut un meci foarte greu cu Polonia, dar cu ajutorul tuturor colegilor, cu ajutorul staffului, am reușit o performanță care zic eu de neegalat, a treia calificare consecutivă la un campionat european.
fapt în care țin să menționez că această echipă a luat naștere abia în 2014. Deci, concluziile le trageți dumneavoastră. Cred că mai trebuie să tragem nimic. O concluzie este evidentă, performanța foarte... Cât de departe puteți merge la turneul final după tine? Da, cât de departe. Ne-am dorit foarte mult la ultimul campionat european să ne menținem în primele opt echipe, care înseamnă o precalificare, ca să spun așa, deci nu mai eram nevoit să jucăm un turneu de calificare, nu a fost să fie. În momentul de față țintim locul 5 pentru a merge la campionatul mondial. Ar fi ceva extraordinar pentru noi, acest loc 5 la campionatul european, calificarea la un campionat mondial și totodată menținerea în prima elită a campionatului european, a țărilor din Europa. Foarte frumos, mulțumim foarte mult, așa să fie. Mulțumim foarte mult, Florin. Și noi vă mulțumim frumos. Țin să menționez că acest premiu se datorează în primul rând suportului extraordinar venit din partea Asociației Nevăzătorilor din România, Comitetului Național Paralimpic, care întotdeauna a fost alături de noi, și în primul rând Federația Română de Fotbal, care ne susține necondiționat. Foarte bine face. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc și eu și în numele echipei vă doresc la cât mai multe ediții și fie ca pe această scenă să urce cât mai mulți oameni, deoarece acest fapt înseamnă că sportul românesc va avea performanță și cine în afară de sportivi duce cu mândrie mai departe acest nume România. Super, mulțumim! Mulțumim și noi! Cuvinte. Mulțumim foarte mult! La cât mai multe performanțe! Mulțumim! Ultimul cuvânt al acestei gale o să-i aparțină domnului Nawaf Salameh. Ce bine că am mai avut o gală! Cine știe? Da. Cine credea acum ceva timp? Cel de sus ne-a ajutat. La un dat, Valim spunea că am vorbit, zic, nu, Doamne ferește, te-ai rugat la Dumnezeu, nu vorbești cu Dumnezeu. Chiar mulțumim Dumnezeu pentru această seară minunată. După 2 ani de chin cu COVID-ul și chiar sunt foarte bucuros, așa că o să muncim în continuare pentru la anul. Poate tot aici o facem, așa că e frumos, superb. Felicitări cei care au câștigat și felicitări care toți care fac această națiune și ne face pe noi bucuroși. Sport e o ceva foarte plăcut în care așa te face să te bucuri când vezi câte un sportiv într-un sport a câștigat. Ultimul e nemaipomenit, adică n-ai cuvinte. A ținti locul 5, dacă întrebi pe alții, o să zică poate câștigam locul 5. Mă bucur foarte mult, mulțumesc Radu că ești ne-ai ajutat alături. Mulțumesc toți care fac acest trofei să se întâmple an de an și ne vedem la anul. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! O să vă rog ceva, înainte de a vă îndemna să vă bucurați unul de celălalt, pentru că este o seară specială, cum sunt serile galei Trofeului Alexandrion, toți premianții să vină pe această scenă pentru fotografia finală. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc performanțe și în același timp să credeți în sportul românesc și în voi înși vă. Mulțumesc!